Locuitorii unui oraș din Statele Unite ale Americii plătesc mai mult pentru apă decât pentru electricitate și alte servicii comunale. Acest lucru se întâmplă deoarece miliarde de galoane se pierd din sistemele de apă potabilă învechite din SUA după zeci de ani de întreținere amânată și fără investiții. Stațiile de tratare a apei sau stațiile de tratare a canalizării au nevoie de îmbunătățiri și apoi o mulțime de conducte vechi. Conductele de apă au fost instalate în anii 30 și nu au fost înlocuite. Am pierdut totul, am pierdut haine, totul. Acesta este singurul lucru pe care îl am. Soțul meu este într-un azil de bătrâni, nu are unde să se întoarcă acasă. Am pierdut mâncarea, televizorul, nounouț, totul. Am pierdut poze cu fiica mea. Am pierdut doi câini care trăiau în curtea din spate. Toată lumea spune să nu-ți faci griji, dar eu mă întreb cum aș putea să nu-mi fac griji. Aici am stat și dintr-o dată trebuie să încerc să găsesc un loc în care să-mi permit să locuiesc. Factura mea de apă a fost de peste $200, iar factura de electricitate este de doar 130. Nu există niciun alt oraș ca acesta. Simt că asta înseamnă doar să spun bun venit în Pritchard, unde apa este mai scumpă decât energie electrică. Unele sisteme pierd mai mult de jumătate din apa potabilă tratată înainte ca aceasta să ajungă la utilizatori. Cu toate acestea, experții spun că astfel de comunități sunt adesea dezavantajate atunci când caută finanțare. Oamenii nu se mută aici din cauza facturii la apă. Este cu adevărat un impediment pentru dezvoltarea economică a orașului. Pritchard este o comunitate majoritar de culoare. De ani de zile a fost subminată, denigrată, fără investiții, lipsită de drepturi. Cred că rezultatul vorbește de la sine pentru acest tip de acțiune. Cred că este timpul ca acest lucru să înceteze. Cred că comunitățile precum Pritchard merită aceleași investiții pe care le merită orice altă comunitate. Unele comunități se luptă pentru a furniza servicii sigure și fiabile, în special în zonele industriale și rurale mai vechi din jumătatea estică a țării, care au cunoscut un declin demografic și industrial semnificativ, lăsând în urmă locuitori mai săraci, cartiere goale și sisteme de apă prea mari.